Pentru câteva luni, deșeurile de la Alba Iulia vor fi depozitate la groapa ecologică de la Târgu Jiu. Acest lucru nu ar trebui însă să îi îngrijoreze pe cetățeni, sunt de părere reprezentanții societății Polaris. Alba Iulia va depozita deșeurile la Târgu Jiu până își va rezolva problemele legate de propria groapă de gunoi. Problema deșeurilor de la Alba Iulia e amploare, generând un adevărat scandal pe rețelele de socializare. Directorul Polaris, Luis Popa, spune că Alba Iulia va depozita deșeurile la Târgu Jiu până își va rezolva problemele legate de propria groapă de gunoi. Există inclusiv un act adițional încheiat cu administrația publică locală, prin care se spune clar că dacă nu se asigură cele 100.000 de tone prin contractul de concesiune, care a fost încheiat în urmă cu aproximativ 10 ani, operatorul depozitului poate să aducă deșeuri și din altă parte pentru a dezvolta, adică a menține activitatea. În același timp am avut control inclusiv de la Garda de Mediu și a constatat că nu am încălcat cu nimic legea. Autoritatea de mediu ne permite să facem acest lucru. Resturile menajere vor fi aduse la Târgu Jiu pentru o perioadă relativ scurtă, iar acest lucru nu va pune în pericol sănătatea cetățenilor, susțin reprezentanții primăriei Târgu Jiu. Nu este nimic toxic, nimic nociv pentru Târgu Jiu. Este vorba de câteva luni de zile, sprijin pe care îl acordăm celor de la Alba Iulia, care au ceva probleme cu groapa de gunoi pe care o au. Este un sprijin pe care societatea îl acordă celor de la Alba Iulia. În prezent, la groapa de gunoi din Târgu Jiu se lucrează la o nouă celulă.